informații decât în anii trecuți, tot mai mulți fermieri olteni trec pragul asociațiilor de profil să afle noutățile din domeniu și să primească sprijin pentru întocmirea dosarelor care le vor aduce banii europeni. Foarte mulți fermieri din județul Olt, vorbim aici de toate localitățile din județul Olt și foarte mulți tineri, asta vreau să precizez, foarte mulți tineri doresc a se apuca de o activitate agricolă sau să-și dezvolte activitatea pe care deja o au și vă pot spune că un procent destul de ridicat dintre cei care se interesează sunt fermieri și cetățeni care au lucrat în spațiul european și doresc să-și deschidă o afacere la ei acasă. Cei mai mulți se orientează către proiecte mai mici, a căror valoare este asigurată integral din fonduri nerambursabile. Interesul este crescut pentru fosta măsură instalată în fermieri, care va fi și în nou PNDR, și fermele mici, foste ferme de semi-subsistență, unde în cazul celor două măsuri, fermierii pot primi pentru fermele mici 15.000 de euro nerambursabile, pentru tinerii fermieri se pot duce până la 50.000 de euro nerambursabili. Însă și cei care vor să-și dezvolte fermele sunt hotărâți să acceseze măsuri în cadrul cărora sprijinul financiar este substanțial. Pentru ei, vestea bună este că valoarea cofinanțării poate ajunge și la 90% în noul Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Măsurile de cofinanțare care vor fi prevăzute în noul PNDR vor avea un procent destul de mare. Dacă în vechiul PNDR vorbeam de 50-50 sau 40-50, 40-60, acum procentul de cofinanțare urcă de la 70 până la 90%. Deci partea pe care beneficiarul ar trebui să o pună este cuprinsă între 10 și 30%. Zootehnia este un domeniu care stârnește interesul unui număr din ce în ce mai mare de fermieri, dintre cei care vor să acceseze fonduri europene.